Lunii în urmă călătoream cu avionul în Europa, de la Paris la București, și am apucat un ziar la urcarea în avion, un ziar din astea care se distribuie gratuit, un ziar internațional, un ziar cu pretenții, și am citit un articol al unei jurnaliste care se considera foarte educată și foarte elevată și care vorbea cu multă indignare și supărare despre ceea ce se întâmplase cu pagina de Facebook a Muzeului Louvre. Se întâmplase că cei de la muzeu, pe pagina de Facebook, pe frontispiciul paginii, pe antetul paginii, puseseră o pictură nud, o pictură foarte explicită. Și lucrul acesta a strânit reacția unor părinți din Franța care au protestat, care au comunicat și au spus: nu este potrivit, pagina aceasta este accesată de mulți elevi, de mulți copii de școală și este nepotrivit să fie o imagine atât de explicită acolo. Iar cei de la Facebook au fost sesizați și au cerut imediat muzeului să retragă imaginea aceea, altfel le blochează pagina. Și în consecință, pagina a fost schimbată, antetul a fost schimbat. Însă, ceea ce m-a șocat de-a dreptul în articolul respectiv era faptul că jurnalista cu pricina era foarte indignată de decizia luată de cei de la Facebook și de decizia care a fost implementată ulterior de Muzeul Louvre. Explicația ei m-a surprins în totalitate, pentru că ea considera că este un drept al copiilor mici să privească cât mai de devreme în viață astfel de imagini, pentru că asta îi ajută în maturizarea lor. Și am spus: stai puțin, mai există limite, mai există vârste, mai există granițe în lumea asta sau totul este un amalgam, o confuzie totală în mintea oamenilor și chiar vor să propovăduiască asta? Până atunci am crezut chiar că toată invazia asta de pornografie și de mizerie morală este doar rezultatul unor oameni care sunt ei înrobiți de păcat și efectiv asta este viața lor, astea sunt principiile lor și astea le propovăduiesc. Dar după ce am citit articolul acesta, am ajuns la concluzia că există de fapt o agendă, există un proiect, există un plan al diavolului care este bine coordonat și implementat în societatea noastră pentru a satura mintea din fragedă copilărie a copiilor, apoi a tinerilor, a tuturor generațiilor, în așa fel încât păcatul să devină lucrul cel mai natural, ba chiar să pară o chestiune culturală, să pară o chestiune socială, să pară o chestiune foarte elevată. De asta ne bucurăm în seara asta să-l avem pe fratele Steve Gallagher, care este un om pe care Dumnezeu l-a răscumpărat, l-a restaurat din locurile cele mai de jos, unde putea păcatul să târie pe cineva. Omul acesta s-a întâlnit cu Dumnezeu și după ce Dumnezeu a transformat viața lui, împreună cu soția sa, s-au dedicat consilierii, îndrumării oamenilor care au fost afectați, care au fost cuprinși în patimele sexuale de diferite naturi, cum sunt astăzi în societatea noastră. Fratele Steve este un om umil, un om care cu smerenie și cu multă dedicare slujește în felul acesta Domnului. Este un om care vorbește și cu un foarte sănătos și natural simț al umorului și sunt sigur că tinerii în seara aceasta vor fi încurajați de slujirea lui. Fratele Steve, pe lângă multe alte lucrări pe care le face, are câteva cărți, cel puțin una dintre ele a fost bestseller și o carte foarte cunoscută, este tradusă de mai multă vreme în limba română, La altarul idolatriei sexuale, și ne-am străduit să avem în seara aceasta cărți pentru cei interesați la ieșire. Este o suită de cărți pe care noi le-am pregătit, dar de asemenea este a doua carte care numai săptămâna aceasta s-a finalizat în limba română, Irezistibil în ochii lui Dumnezeu. Am un prieten care obișnuia să spună, desigur, în glumă: sunt așa de smerit că aș putea să scriu o carte despre asta, toată lumea să știe ce smerit sunt. Cartea asta vorbește despre smerenie și se adresează numai la două categorii de oameni. Aia care cred că sunt foarte smeriți, aveți nevoie să o citiți ca să vă treziți din iluzia asta, dacă vă imaginați că sunteți smeriți, deja e o problemă. Și, desigur, cei care sunt conștienți că poate flagelul acesta al mândriei a cuprins gândurile și se evaluează pe sine însăși altfel decât spune Biblia. Vă recomand cărțile acestea și sunt și altele pe care la ieșire le veți putea găsi. Așadar, cred că în seara aceasta Dumnezeu ne va vorbi prin slujirea fratelui Steve și aș vrea să vă invit, înainte ca fratele Steve să vină în față, să vă ridicați. M-a rugat să citesc deja cuvântul din care v-am împărtăși în seara aceasta. Dacă doriți să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Romani, la capitolul 1, de la versetul 21 până la versetul 28. Romani, capitolul 1,
de la versetele 21 până la 28. Să ascultăm cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târâtoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Amin. Vă invit să vă așezați și îl invit pe fratele Steve în față. Praise the Lord. Slava Domnului. It's a blessing to be here with you tonight. Consider că e o binecuvântare să fiu cu voi în seara aceasta. I had a nice little message about consecration I was going to bring tonight. Inițial venisem pregătiți să aduc un mesaj despre consacrare. And at the end of the message you would have all loved me. Și la sfârșitul predicii îmi imaginez că toți m-ați fi iubit foarte mult. But Oli had different ideas for tonight. Dar Oli mi-a sugerat sau a avut o altă idee pentru seara aceasta. He said you need to bring a strong word from the Lord. Și m-a încurajat să aduc un mesaj cu îndrăzneală din partea Domnului. About sexual sin. Despre păcatele sexuale. Because it's a real issue in Romania. Pentru că în România devine o problemă serioasă. I said okay. Și a spus okay. But if they don't like it, it's because of Oli. Și dacă n-o să le placă, atunci mesajul totul e din cauza lui Oli. I want to begin by telling my story very briefly. Am să încep prin a vă împărtăși foarte pe scurt istorisirea vieții mele. I'll begin my story in 1968. Și am să încep cu anul 1968. Something happened in San Francisco in 1968. În anul 1968 în San Francisco s-a întâmplat ceva. A movement began in the United States that year. A fost o mișcare ce s-a declanșat în Statele Unite în anul respectiv. I don't know if you've ever heard of the hippie movement. Nu știu câți dintre voi ați auzit despre mișcarea hippie. But that was when the drug culture began. Dar tot acela a fost momentul în care a început și cultura drogurilor. Something happened in San Francisco that year. S-a întâmplat ceva în San Francisco în anul respectiv. And it swept across the United States. Și asta a traversat toată America. And it went into Europe. A ajuns apoi în Europa. And it changed the world forever. Și a schimbat lumea noastră pentru totdeauna. I was raised in Sacramento, California. Eu m-am crescut în Sacramento, în California. Just a few miles away from San Francisco. Eram la câțiva kilometri distanță de San Francisco. And in 1968 I was 14 years old. În anul 1968 aveam pe atunci 14 ani.
And it wasn't by coincidence that that's when I began using drugs. Și n-a fost o coincidență că la vârsta aceea am început să folosesc droguri. Because all of a sudden there was this new thing around. Fiindcă dintr-o dată a apărut chestia asta nouă în împrejurim. It was called marijuana. Și se spunea marihuana. And so I started smoking dope. Așa că am început să iau doze de marijuana. Marihuana. Thank you. And it was a lot of fun. Și părea foarte distractiv. I never laughed so hard in my life. Nu râsesem așa de mult vreodată în viața mea până atunci. As when I first started smoking marijuana. Ca și atunci când am început să fumez marijuana. That's the way it started. Așa au început lucrurile. And also in 1968. Apoi în 1968. I also discovered pornography. Am descoperit și pornografia. And masturbation. Și masturbarea. I was just a young teenage boy. Eram doar un adolescent. I didn't know anything. Nu știam prea multe. But I discovered these magazines. Dar am dat peste niște reviste. And I became enthralled with them. Și astea m-au cucerit de-a dreptul. This was really exciting. Era ceva încântător. So here I am, just a young teenager. Așa că iată-mă în postura aceea de tânăr adolescent. And a whole new world has opened up to me. O nouă lume, pe de-a întregul nouă, mi s-a dezvăluit în fața ochilor. Sex, sexul, drugs, drogurile, having fun, distracțiile, living for myself, trăiam pentru mine însumi. But how many of you know that sin is never satisfied? Dar câți dintre voi știți că păcatul nu satisface niciodată sufletul? Pretty soon the fun times were wearing thin or just weren't what they used to be. Foarte curând am ajuns la punctul în care distracțiile nu mai aveau substanță, nu mai erau ceea ce fuseseră odinioară. When I was 15, I began to become promiscuous. La vârsta de 15 ani deja eram implicat în promiscuitate. And I liked that too. Și îmi plăceau lucrurile acelea de asemenea. And I discovered that I had an ability. Și am descoperit că am oarece abilitate. I somehow could sense with girls. Yes. If a girl was looking for a guy. Puteam să simt, să-mi dau seama dacă o fată căuta un băiat. Somehow I knew certain girls really wanted to have a boyfriend. Pur și simplu știam, mă prindeam repede când o fată era la vânătoare, la agățat. They wanted to feel loved. Când o fată voia să fie iubită. And they wanted a lot of attention. Și dorea să atragă atenția. And I knew how to give that to them. Și eu știam cum să răspund și să le ofer aceasta. And so I would start paying attention to a girl. Asta m-a făcut să încep să acord atenție fetelor. And I had a way of making that girl feel like she was the most special girl in the whole world. Și devenisem așa foarte priceput în a o face pe o fată să se simtă că e cea mai grozavă fată din toată lumea. She really believed that I loved her. Le făceam să creadă că le iubesc cu adevărat. Well, I did love her. Desigur, o iubeam pe fata aia. For a while. Puțin. Until I got what I wanted. După ce obțineam ceea ce doream. And I started getting tired of her. Oboseam, mă săturam de ea. And then I fell in love with another girl. Și apoi mă îndrăgosteam de alta. And that was the way my life was. Și viața mea se desfășura în felul acesta. I learned how to manipulate girls. Învățasem cum să manipulez fetele. How to make them feel as though I loved them. Cum să le fac să creadă că eu le iubesc. When really I was just using them. Când de fapt doar mă foloseam de ele. In the meantime, my drug problems became worse. Între timp, situația cu drogurile s-a înrăutățit în viața mea. And I started shooting drugs. Am început să-mi injectez droguri. And by the time I was 16 years old. Și când am ajuns la vârsta de 16 ani, I was addicted to drugs. Eram deja împătimit de droguri. I was addicted to pornography. Eram împătimit de pornografie. I felt like my whole inner life was hollowed out. Simțeam de parcă toată viața mea dinăuntru se scursese în afară. Anyway, life continued on. Viața însă așa a continuat mersul. When I was 21 years old. Când am ajuns la vârsta de 21 de ani. I discovered hardcore pornography. Am descoperit pornografia cea mai intensă.
Now this was something different than what I had been experiencing. Acum experimentam ceva nou, ceva diferit. The magazines I had been looking at were just nude girls. Revistele la care mă uitasem până atunci erau doar niște reviste cu fete în postura de nud. But this was full bore pornography. Dar de data aceasta acum eram expus la o pornografie foarte intensă. People having sex on video. Oameni care făceau sex în fața camerelor de filmat. When I first saw this, când am văzut prima dată înregistrările acelea, something very dark shot into my soul. Ceva foarte întunecat a pătruns, a lovit sufletul meu. And I became instantly addicted. Și instantaneu am devenit înrobit. That changed the course of my life. Și asta a schimbat direcția vieții mele. A few years later, au trecut câțiva ani, I got married to a girl. M-am căsătorit cu o fată. She was an innocent Christian girl. Era o fată creștină inocentă. She had no idea what I really was. Habar n-avea cine eram eu însă. And she was a special girl. Ea era o femeie deosebită. I did have special feelings for her. Și aveam sentimente foarte reale față de ea. But that did not stop me from going out on her. Dar asta nu m-a împiedicat în restul timpului să umblu aiurea. In 1981 I became a cop in Los Angeles. În anul 1981 am devenit polițist în Los Angeles. And I thought that becoming a police officer, și eu mi-am imaginat că prin faptul că am devenit polițist, would give me the incentive to quit the secret lifestyle. Asta mă va motiva, mă va ajuta să scap de viața aceea ascunsă. But sin is never satisfied. Dar păcatul niciodată nu se mulțumește cu cât are. Once it grips your soul, de îndată ce a apucat sufletul tău, you can't just say, well, I think I'll quit. Nu poți să spui, a, de mâine gata, cred că mă las. It's not like that. Nu merge așa. Sin is very powerful. Păcatul este ceva foarte puternic. Well, in the meantime, my wife figured out what I was doing. Între timp, soția a început să se prindă despre ce se întâmpla cu mine. And she tried to support me and stick with me. A încercat să mă susțină, să fie alături de mine. But it was just too painful. Dar pur și simplu lucrurile au devenit prea dureroase. And one day she finally left me. Și într-o zi, în cele din urmă, m-a lăsat. And I went several weeks after that. Au mai trecut câteva săptămâni după asta. I went back to dating girls and so on. M-am apucat iarăși de agățat fete. And several weeks later I woke up in the apartment of one of these girls. După câteva săptămâni mai târziu, într-o dimineață m-am trezit în apartament cu una dintre fetele astea. You see, I had a mother who was praying for me. Vreau să știți că între timp aveam o mamă care se ruga pentru mine. She had been praying for me for years. Mama se ruga pentru mine de ani de zile. God knows how to time things. Și Dumnezeu știe cum să programeze lucrurile. And this one particular morning I woke up. În dimineața aceasta de care vă vorbesc, m-am trezit. And all I could see was the emptiness of my life. Și tot ce am putut să simt a fost goliciunea din viața mea. How miserable I was. Cât de mizerabilă era viața mea. Nothing satisfied. Nimic nu mi-a adus împlinire. The more I pursued sin, the more miserable I became. Cu cât mă afundam mai tare în păcat, cu atât mă simțeam mai mizerabil. I was like the prodigal son who woke up in the pig pen. Eram ca fiul risipitor care s-a trezit acolo în mijlocul porcilor. Jesus said that he came to his senses. Iisus spunea în pildă că el și-a venit în fire. He came to his senses. Și-a venit în fire. It's as if it was a drunk man stumbling along. Este ca și cum ca un om biat care până atunci s-a clătinat pe picioarele lui. Completely out of touch with reality. Rupt pe de-a întregul de realitate. And then all of a sudden he's sober. Și apoi dintr-o dată se trezește. That's what happened to me. Asta s-a întâmplat cu mine. And that night I gave my heart to the Lord. În noaptea aceea eu mi-am predat viața Domnului. But that was only the beginning of the struggle. Acesta avea să fie însă doar începutul luptei mele. I don't have time to go into the whole story. Timpul nu-mi permite să intru în toate detaliile. But the devil had a hold of me. Însă diavolul mă agățase foarte tare. And he's called the destroyer for a reason. Și el este numit nimicitorul pentru un motiv bun. And I went through an experience one day. Și într-o zi am trecut printr-o experiență. And I got to the place where I could not imagine going one more day. Și am ajuns la punctul în care nu mai îmi puteam imagina să continui în felul acela măcar o singură zi.
And I had my off-duty revolver to my head. Aveam cu mine pistolul de la serviciu și îl îndreptasem spre tâmplă. But it was then that God stepped in and rescued me. Însă chiar în momentul acela Dumnezeu a intervenit și m-a salvat. God restored me to my wife. Dumnezeu a restaurat relația mea cu soția. And this was a very dramatic experience I had. De fapt a fost o experiență foarte dramatică, foarte intensă. It's hard to describe what it's like when you come right up to the edge of eternity like that. E greu să exprim ceea ce se întâmplă, ceea ce simți atunci când ajungi chiar la pe prăpastie, gata să mergi în veșnicie. It has a very powerful effect on your life. Dar experiența aceea a avut un efect foarte puternic peste viața mea. And I turned my life around. Atunci viața mea s-a schimbat. I started living for the Lord. Am început să trăiesc pentru Domnul. As a police officer in Los Angeles. Eram polițist în Los Angeles. But sexual sin had such a grip on me. Însă păcatul sexual avusese o asemenea strânsoare peste viața mea. That just 3 weeks later. Încât numai după 3 săptămâni. I found myself going back into my sin. M-am trezit dintr-o dată gata să merg înapoi la viața aceea de păcat. It was like I went into a trance and I didn't even know what I was doing. Fusese de parcă intrasem într-o transă și nici măcar nu știam ce fac. This was in 1982. Asta se întâmpla în 1982. And that began a struggle. Și atunci s-a declanșat lupta. And for 2 or 3 years I had to struggle with sexual sin. Timp de 2 sau 3 ani a fost o luptă împotriva păcatului sexual. But as I developed a life with God. Însă pe măsură ce viața mea cu Dumnezeu s-a dezvoltat. Those temptations began to lose their hold. Ispitele acelea au început să slăbească în putere. And the Lord called me into Bible school. Apoi Domnul m-a chemat să merg la școala biblică. And while I was in Bible school, și în timp ce eram la școala biblică, the Lord put it on my heart to begin a ministry. Dumnezeu m-a călăuzit ca să încep o slujire, o organizație for other men in sexual sin. Pentru alți bărbați care se confruntau cu păcatele sexuale. So we began Pure Life Ministries in 1986. Așa că am pus bazele organizației Viața Curată sau Pure Life Ministries în 1996. No one was talking about sexual addiction in the church in those days. Pe vremea aceea în biserici era un subiect tabu să discuți despre patimile sexuale. So because of that I started appearing on all kinds of national radio and television programs. Faptul că eu abordam subiectul acesta a strânit interesul și am fost invitat de grabă la diferite posturi de televiziune naționale ca să vorbesc. And people were contacting us from all over the America. Erau oameni care ne contactau de pretutindeni din America. And we eventually opened up a center for men. În final am deschis un centru pentru bărbați. And now all these years later, și acum privind în urmă peste anii aceștia, we have a facility there in the United States. Avem o clădire, un spațiu în Statele Unite. And there's 35 people on staff. Sunt 35 de angajați în centrul acesta. And there's 75 men in this residential program. Și sunt 75 de bărbați care sunt incluși în prezent în programul acesta. God's presence is very powerful in that place. Și prezența lui Dumnezeu se manifestă cu putere în locul acela. Because the staff of Pure Life Ministries spend a lot of time in prayer. Pentru că echipa de slujire de la organizația noastră a investit mult timp în rugăciune. It's through the power of prayer that men are set free. Și prin puterea rugăciunii bărbații aceia sunt eliberați de Dumnezeu. Okay, so that's my story. Aceasta e povestea vieții mele. And I want to share with you a thought tonight. Și în seara aceasta vreau să împărtășesc cu voi un gând. Each one of you that have truly been born again. Fiecare dintre voi care ați cunoscut într-adevăr nașterea din nou. God has begun a work inside your life. Dumnezeu a început prin aceasta o lucrare nouă în viața voastră. But it is going to be a battle all the way through to the end. Dar viața voastră va fi o bătălie pe tot parcursul ei până la sfârșit. I want to go back to the time of Jesus. Vreau să ne ducem cu gândul la vremea Domnului Isus. One day Jesus was teaching in the temple. Într-o zi Isus îi învăța pe oameni în templu.
And he told the people who were listening to him. Și el le-a spus oamenilor care l-ascultau. He said the greatest commandment. Cea mai mare poruncă. Is that you love the Lord your God. Este să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău. With all your heart, with all your soul and with all your mind. Cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată mintea, cu tot gândul tău. Those three words. Cele trei cuvinte. Heart, soul and mind. Inima, sufletul și mintea. That is a description of your entire inside world. Aceste trei cuvinte descriu universul tău interior. You have an inner life that no one else knows about. Tu ai în lăuntrul tău o viață ascunsă pe care cei din exterior nu o cunosc. It's actually a world inside of you. Este de fapt un univers în lăuntrul tău. This is the world you live your life in. Asta este lumea în care trăiești tu în lăuntrul tău. Everything about you. Tot ceea ce te descrie pe tine. Your emotions. Emoțiile tale. Your desires. Dorințele tale. Your fears. Temerile tale. Your hopes. Speranțele tale. Your dreams. Visurile tale. Your imagination. Imaginația ta. The way you think. Modul în care gândești. The way you see things. Modul în care vezi lucrurile. All of that is inside your soul. Toate astea se află depozitate în adâncul sufletului tău. You're young and I know it's hard for you to believe. Ești tânăr și poate e greu ca să crezi asta. But one day your body is going to be planted in the earth. Dar într-o zi trupul tău va fi plantat, însămânțat în pământul acesta. But your soul will continue on into eternity. Însă sufletul tău își va continua existența pentru veșnicie. The center of your soul is your heart. Centrul sufletului tău este inima. It's like an inner sanctum. Este sanctum. It's like a holy of holies inside you. Este un sanctuar sfânt, este Sfânta Sfintelor. The inward life is of tremendous importance in scripture. Viața lăuntrică este de importanță capitală în Scriptură. There are over 2000 direct references to the inward life in the Bible. În Biblie veți găsi peste 2000 de instrucțiuni despre cum să trăim viața aceasta lăuntrică. But indirectly, it's on almost every page. Dar dacă vreți indirect, despre asta vorbește Biblia pe fiecare pagină a ei. What goes on inside of a man is of extreme importance to the Lord. Ceea ce se întâmplă în lăuntrul omului este de mare importanță înaintea Domnului. Now let me change the topic for a second. Și pentru câteva clipe schimbăm subiectul. In the Old Testament times. În perioada veche testamentară. The Jewish religious life revolved around the temple. Viața evreilor, viața religioasă gravita în jurul templului. The feast days, the Sabbath, the law, the sacrificial system. Sărbătorile, sabatul, tot sistemul de jertfe. It all happened around the great temple in Jerusalem. Toate gravitau în jurul mărețului templu din Ierusalim. But all of this changed in the New Testament time. Însă vedem că toate acestea se schimbă apoi în timpul Noului Testament. The new covenant teaches that the inner man is now the temple of God. Noul legământ ne învață că acum templul lui Dumnezeu a devenit omul nostru din lăuntru. In fact, when the apostle Paul was talking about how terrible it is for a believer to be involved in sexual sin. De fapt, atunci când apostolul Pavel vorbește de cât de groaznic, ce rău este ca un creștin să trăiască în imoralitatea sexuală. Listen to what he said to the Corinthians. Ascultați cu ce cuvinte se adresează el corintenilor. What? Cum? Don't you know that your body is the temple of the Holy Ghost? Voi nu știți că trupul vostru este un templu al Duhului Sfânt? Who is in you? Care locuiește în voi? And you are not your own? Că voi nu mai sunteți ai voștri? For you are bought with a price. Pentru că voi ați fost cumpărați cu un preț. Therefore glorify God in your body. De aceea proslăviți-l pe Dumnezeu în trupurile voastre. And in your spirit. Și în duhul vostru. Which are God's. Care este de la Dumnezeu. In other words. Cu alte cuvinte. Just like Solomon's temple was filled with the Shekinah glory of God. Tot așa cum templul lui Solomon fusese umplut de slava Shekina a lui Dumnezeu.
So too should our temples be filled with the glory of God. În același fel, templul nostru, templul trupului nostru, trebuie să fie umplut de slava aceasta a lui Dumnezeu. Young people, listen to me. Dragi tineri, ascultați-mă, vă rog. God created you for a very special purpose. Dumnezeu v-a creat pentru un scop special. To house the Holy Spirit. Ca să adăpostiți prezența Duhului Sfânt. Your inner life should be a place where God is worshipped. Viața voastră lăuntrică trebuie să devină locul în care Dumnezeu primește închinăciunea. Where God is revered and where God is loved. Să fie locul în care Dumnezeu primește reverența și dragostea voastră. There is no greater thing on this earth. Nu există un lucru mai măreț în lumea aceasta. Than to have the high privilege. Decât a avea înaltul privilegi. Of being a vessel that holds the Holy Spirit. De a fi un vas care este recipientul Duhului Sfânt. Revelations chapter 4 is the best picture of this. În Apocalipsa, în capitolul 4, găsiți cea mai bună ilustrare a acestui adevăr. It says there that the seraphim are gathered around the throne of God. Ni se spune acolo că serafimii erau adunați în jurul tronului lui Dumnezeu. And they are crying out, "Holy, holy, holy." Și aceștia strigau, "Sfânt, sfânt, sfânt." Millions of angels are worshiping the Lord. Milioane de îngeri se închină înaintea Domnului. The 24 elders are falling on their faces before God. Cei 24 de bătrâni se aruncau la pământ cu fața înaintea lui Dumnezeu. Millions of saints are throwing their crowns before the throne. Milioane de sfinți își aruncau cununile înaintea tronului. That is a picture of what it means to love the Lord your God with all your heart, all your soul and all your mind. Imaginea aceasta de fapt ne ajută să înțelegem ce înseamnă să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată mintea ta. Your entire inside world is filled with an adoration of God. Și atunci când tot lăuntrul tău, tot universul tău interior este cuprins de adorarea lui Dumnezeu. Just like Solomon's temple was filled with the Shekinah glory. Întocmai cum templul lui Solomon fusese învăluit de gloria Shekinah din Vechiul Testament. But what happens when that temple becomes defiled? Dar ce se întâmplă când templul acela e întinat sau spurcat? Well, we just read in Romans chapter 1. Numai ce am citit în seara asta din Romani din capitolul 1. Is talking about this very thing. Cuvântul ne vorbește exact despre aceasta. And I want to take a few minutes here tonight. Și vreau ca pentru preț de câteva minute în seara aceasta to describe what happens. Să descriu ce se întâmplă. For a person who defiles the temple of the Lord. Cu o persoană care întinează templul lui Dumnezeu. With sexual lust. Prin pofta sexuală. Sexual fantasy. Prin fantezii de ordin sexual. Pornography. Prin pornografie. Fornication. Prin dorințele păcătoase. And all the other kinds of lascivious sins revolving around those things. Și prin toate păcatele lascive care gravitează în jurul acestui păcat sexual. Four things. The first is this, your temple will cease to glorify God. Patru lucruri vreau să subliniez. Primul dintre ele, templul tău va înceta să îl mai glorifice pe Dumnezeu atunci când intri în păcatele acestea. Look at verse 21. Uitați-vă la versetul 21. Shall I read it? Yeah, go ahead. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. When you begin to give over to sexual sin, când cedezi în fața păcatului sexual, your heart, which is a holy of holy for the temple of God, inima ta care fusese până atunci un loc sfânt, sacru pentru Dumnezeu, un templu al lui,
where God should be enthroned. Locul în care Dumnezeu trebuia să fie prezent și să fie întronat. Something very horrible begins to happen. Ceva oribil începe să se întâmple acolo. I know you're thinking, what's the big deal? It's just some little thing. Știu că poate vă gândiți, acum ce mare lucru dacă puțin așa te-ai încurcat în felul ăsta? It's just masturbation. E vorba doar de masturbare. It's just my boyfriend. E doar așa o relație cu prietenul meu. Whatever it is that you're thinking. Sau orice altceva ce te gândești. But what you may not realize. Dar ceea ce s-ar putea că nu observi. Is that a spiritual darkness is creeping into your inner world. Este că în momentul acela un întuneric spiritual se va strecura și va forța intrarea în viața ta spirituală. It's corrupting you and changing the way that you think. Întunericul acesta va corupe lăuntrul tău și va transforma modul în care gândești. This passage of scripture here, like especially in verse 23. Textul acesta din Scriptură și în mod deosebit versetul 23. This comes from something that Ezekiel experienced several hundred years before this. Are legătură cu ceva ceea ce profetul Ezechiel a experimentat cu mulți ani, cu sute de ani înainte de textul din Romani. One day the Lord told Ezekiel. Într-o zi Dumnezeu i-a spus lui Ezechiel. He said, "Go into the temple and see the wicked abominations that they are committing there." Du-te în templu și privește la păcatele și fără de legile pe care oamenii le comit acolo. And Ezekiel said, "So I entered and I saw every form of creeping thing and beasts and detestable things carved on the wall." Și Ezechiel spune în vedenia sa că a intrat în templu și a văzut acolo tot felul de târâtoare și dobitoace, tot felul de animale care se târâiau pe acolo. And the Lord said, "Do you see what the elders of Israel are committing in the dark?" Și Domnul i-a spus, "Vezi tu ce păcate comit copiii lui Israel la întuneric?" Each man in the chamber of his carved images. Fiecare om are în ascunzișul lui imaginile lui cioplite. And then later Ezekiel is shown the spirit of God departing from the temple. Și apoi Ezechiel vede în viziunea lui cum Duhul lui Dumnezeu se ridică și se îndepărtează de peste templul acela întinat. This is the frightening thing. Acesta este lucrul care trebuie să ne spăimânte. The temple is still standing there. Templul a rămas în picioare în Ierusalim. But God is not in it. Dar Dumnezeu nu mai era în templul acela. It's nothing but a whited sepulcher. Rămăsese doar un mormânt deschis. This is like when a young person continues going to church. Este ca atunci când un tânăr continuă să vină la biserică. But your inside world has been depleted of God. Dar lumea sa lăuntrică este lipsită, este golită de prezența lui Dumnezeu. You're just going through the motions. Pur și simplu tu vii dintr-o rutină la biserică. You're going to church. Continui să vii la biserică. You're doing all the outward things. Faci toate lucrurile în exterior într-un mod normal. But God has departed from you inside. Dar Dumnezeu s-a depărtat de tine în lăuntru. And a darkness is taking his place. Și prezența lui Dumnezeu a fost înlocuită de întuneric. If you continue to defile yourself. Și dacă vei continua să te întinezi. The day will come that you'll be full of darkness. Va veni ziua în care vei fi plin de întunecime. And you will find that it's very difficult to find your way back to God. Și îți vei da seama atunci că e foarte greu ca să găsești drumul înapoi în prezența lui Dumnezeu. Number two. Numărul 2. When you defile your temple, you will become increasingly deceived. Când întinezi templul lui Dumnezeu din tine, tot mai mult vei avansa în înșelăciune. Look at verse 18. Uitați-vă la versetul 18. It says, Paul says there that they suppress the truth in unrighteousness. Pavel spune acolo că oamenii au înăbușit adevărul și în nelegiuirea lor. If you are involved in unrighteous behavior. Dacă tu ești implicat într-un comportament nelegiuit. I guarantee you that the truth that is trying to come up and speak to you. Îți garantez că în timp adevărul acela care a tot încercat să se ridice lăuntrul tău și să-ți vorbească,
is being suppressed and pushed down by the unrighteousness. Cu timpul va fi înnăbușit, va fi redus la tăcere de nelegiuirea din tine. We think that we can handle sin. Noi ne imaginăm că putem noi să ne descurcăm și cu păcatul. This is one of the greatest lies of Satan. Dar asta este una dintre cele mai mari minciuni ale Satanei. That we can dabble in sin and we'll somehow get through. Că noi ne putem scufunda în păcat și apoi cumva să ne descurcăm să și ieșim de acolo. But you don't understand every time you commit a sin. Dar ceea ce nu înțelegem ușor este că de fiecare dată când comitem un păcat, you are becoming increasingly more deceived. Noi tot mai mult avansăm în autoînșelarea noastră. It's kind of like a computer. Lucrurile funcționează ca și la un computer. And a virus comes into that computer. Când un virus infectează computerul. And the virus has a way of presenting to the user the image that everything is okay. Virusul este conceput în așa fel încât să îi dea utilizatorului sentimentul că lucrurile sunt în ordine cu computerul. But in the meantime, it's systematically destroying the hard drive. Dar între timp, în mod sistematic, virusul acela distruge capacitatea hard discului. That's the way sin is. Așa funcționează și păcatul. Let me give you a few examples of statements that you can watch out for. Să vă dau câteva exemple de afirmații de care e bine să vă păziți. If you find yourself thinking thoughts like this, it means you are being deceived. Dacă de-a lungul timpului v-ați trezit gândind într-una dintre stereotipurile acestea, înseamnă că deja ați fost prinși în înșelăciune. Okay, here's one of them. Să vă dau un exemplu. I'm walking with the Lord. It's just one little problem. Eu umblu cu Domnul. Asta este doar o problemă măruntă. What? Poftim? You're walking with the Lord? Tu umbli cu Domnul? You're looking at filthy images on the internet? Și te uiți în același timp la imagini murdare pe internet? You're involved in masturbation? Și iei parte la masturbare? You're being sexual with your boyfriend? Ai relații sexuale cu prietena ta, prietenul tău? You see that as one little problem? Și vezi asta dar așa ca o problemă măruntă? And you believe that you're walking with the Lord? Și crezi că tu umbli cu Domnul astfel? No, dear ones. Nu, dragilor. You're being deceived. Sunteți înșelați atunci. Here's another one people think. Uitați-vă la o altă afirmație. I'm going through a difficult period right now. Eu acum trec printr-o perioadă mai grea. No, you're not going through a difficult period. Nu, nu e că treci printr-o perioadă mai grea. You're backslid. Ci ai alunecat, te-ai depărtat de Domnul. Or maybe you've never even really come to know the Lord. Sau poate că niciodată n-ai fost lângă Domnul. It's not a matter that you're just having a little bit of a struggle as if you're it's no fault of your own. Problema nu este că ai avea nu știu ce luptă lăuntrică ce nu ține de tine de vreo greșeală de-a ta. Something's happening that is taking you away from God. Și se întâmplă ceva ce te îndepărtează de Domnul. How about this one? Hai să mai ascultăm una. God understands that I'm a man with natural passions. Dumnezeu înțelege că eu sunt un om care are dorințe naturale. That's the flesh. Asta e firea. Those natural passions are your carnal nature. Dorințele alea firești țin de natura aceasta a cărnii. It's just your fallen nature giving itself what it desires. E vorba de natura căzută care caută după dorințele ei. That's what masturbation is. Asta este masturbarea. Let me talk to the girls for a minute. Vreau să mă adresez fetelor pentru câteva momente. My boyfriend loves me and we're going to get married. Oh, prietenul meu mă iubește și noi o să ne căsătorim într-o zi. Yeah, we're fooling around, but it's okay because we're going to get married. Da, acum noi ne mai permitem câte una alta, dar e în ordine pentru că într-o zi oricum ne căsătorim. No, he's just using you. Ba nu, el se folosește de tine. If he really loved you, he would never put his hands on your body. Dacă el te-ar fi iubit cu adevărat, n-ar fi pus mâna pe trupul tău. If he loved you, he would respect you and respect your innocence. Dacă el te iubea, te respecta și asta însemna să respecte inocența, puritatea ta. If your boyfriend is pressuring you to have sex, dacă prietenul tău pune presiune asupra ta ca să vă implicați din punct de vedere sexual, I almost can guarantee you he doesn't even care about you. Atunci pot să spun cam cu toată siguranța că lui nu-i pasă de fapt de tine. He's playing the same game with you that I used to play with girls 40 years ago. Joacă același joc pe care l-am jucat și eu cu alte fete cu 40 de ani în urmă.
There's nothing new in any of this. Și nu-i nimic nou în toată povestea asta. You girls still have the same desires as the girls that 40 years ago had. Și voi fetelor aveți aceleași dorințe pe care le aveau fetele cu 40 de ani în urmă. You want some guy to love you. Voi doriți ca un băiat să vă iubească. And you don't understand guys. Și nu înțelegeți pe băieți. That they know how to play the game. Că ei nu știu cum să joace jocul ăsta corect. They know how to use that desire against you. Ei știu cum ei nu știu că folosesc dorința aceea în final înspre răul vostru. To get what they want from you. Ca să obțină ceea ce doresc ei de la voi. Here's another one that girls deal with. Să vă mai spun una cu care se confruntă fetele. It's not so much of a thought. Nu e așa de mult un gând. But it's more of a justification. Cât este mai mult o încercare de a se justifica. Girls that wear revealing clothes. Fetele care poartă haine foarte generoase, haine care arată foarte mult. And I haven't seen any girls here tonight dressed in that way. N-am văzut în seara asta vreo fată aici îmbrăcată în felul acesta. But I don't know how you dress at school. Dar nu știu cum vă îmbrăcați când mergeți la școală. Or when you're out in the world. Sau când ieșiți în oraș. How do you dress? Cum vă îmbrăcați? You know, if you are dressing to bring attention to your body. Dacă voi vă îmbrăcați în așa fel încât să atrageți atenția asupra trupului vostru. Let me tell you the kind of guy that's going to be attracted to you. Dați-mi voie să vă spun care sunt băieții care vor fi atrași în consecință de voi. The guy's looking at pornography. Tipii care se uită la pornografie. Are you sure that's the guy you want to have fall in love with you? Sunteți sigure că astfel de băieți vreți să se îndrăgostească de voi? I would like you to see the girls that we have had to deal with over the last 30 years. N-aș vrea ca să le cunoaște, să le vedeți pe fetele cu care noi ne-am ocupat în ultimii 30 de ani. Heartbroken women. Femei cu inima frântă. Given their hearts and given their lives to this man. Care și-au oferit inima și viața lor unor bărbați. Yeah, they thought they were going to lure him in by the way they looked. Da, ele s-au gândit că o să-i atragă, o să-i cucerească cumva, o să-i ademenească prin modul în care ele se îmbrăcau. And they were successful. They did exactly what they wanted to do. Și au avut succes, au reușit să-i atragă așa cum și-au propus. They got that cute guy to fall in love with them. L-au făcut pe tipul ăla drăguț să se îndrăgostească de ele. But they didn't understand what came with that. Dar ceea ce nu și-au dat seama că însoțea lucrul acesta. If you want a godly man, este că dacă vrei un bărbat evlavios, let me tell you something. Trebuie să vă zic ceva. Godly guys are not attracted to girls that show their bodies. Bărbații evlavioși nu sunt atrași de fetele care își arată trupul. Godly guys are attracted to godly girls. Bărbații evlavioși sunt atrași de fetele evlavioase. If you're presenting yourself as if all you have to offer is a body, dacă tu te prezinți în fața altora de parcă tot ce ai tu de arătat este doar trupul tău, there is no godly guy around going to be interested in you. Asta înseamnă că nu va fi vreun bărbat evlavios, un băiat evlavios care să fie atras de tine. You're deceiving yourself. Și în felul ăsta te înșeli singură. If you think that that's the way to get a husband. Dacă te gândești că în felul acesta tu poți să te măriți, să-ți găsești bărbat. Well, you may get a husband. Poate că o să găsești un bărbat. But you don't know what you're getting. Dar nu știi cu ce te-ai ales. You don't want to end up with a guy who's addicted to sex. Nu vrei să sușești alături de un astfel de bărbat care este împătimit de sex. It will be a very, very painful life. Pentru că you. Va fi o viață plină de durere pentru tine. Okay, now here's the last thing to watch for. Și acum mai ascultați încă o frază de care să vă feriți. This is probably the worst of all. Probabil că asta este cea mai rea dintre toate. If this thought comes to you, dacă v-a trecut gândul ăsta prin cap, then I want to tell you you're being deceived by sin. Atunci vreau să știți de la început, sunteți deja înșelați de păcat. I've tried to quit. Am încercat să mă las. I can't quit. Dar nu mă pot lăsa. I can't quit masturbating. Nu mă pot lăsa de masturbare. I can't quit looking at pornography. Nu mă pot lăsa de pornografie. I can't break up with this guy. Nu pot să încetez relația cu băiatul ăsta. If that is true, dacă asta e adevărat, then God is a liar. Asta ar însemna că Dumnezeu e mincinos. And his word is not true. Și ar însemna că cuvântul său nu e adevărat. But that isn't true. Dar nu e adevărat asta.
The word of God says sin shall not master you. Cuvântul lui Dumnezeu spune păcatul să nu domnească în voi. You can have victory over sin. Poți să ai biruință împotriva păcatului. And my testimony is proof that it can happen. Și mărturia vieții mele este o dovadă că poți să ajungi la biruință. The problem is that you haven't repented. Problema este că poate nu te-ai pocăit cu adevărat. No, brother Steve, you don't understand. I've repented time and time again. Frate Steve, nu înțelegi. Eu m-am tot pocăit, într-una mă tot pocăiesc de păcatele astea. No. Nu. No, what you've done is you've made resolutions. Nu, ceea ce ai făcut este doar că ai luat niște hotărâri. I promise you, Lord, I will never fall on sin again. Doamne, promit că niciodată nu o să mai cad în păcat. That's it. That's the last time. I'll never do it again. Gata, am terminat cu asta. N-o să mai fac niciodată. Man-made resolutions. Bărbații fac astfel de decizii, iau astfel de decizii. Now listen, I understand because I went through this myself. Și înțeleg bine pentru că și eu am trecut prin asta. And it is a step in the right direction. Și ăsta este pasul care ne îndreaptă în direcția bună. That you are starting to try to fight your way out. Faptul că începi să cauți o cale de ieșire. But when real repentance comes, dar atunci când adevărata pocăință pătrunde în viața ta, you will find that there's something different in your heart. Atunci vei descoperi ceva foarte diferit în inima ta. It's not that you can't be attracted to sin. Nu că nu mai poți fi atras de păcat. It's not that you can't be tempted. Sau că n-ai mai putea fi ispitit. It just doesn't have the power that it once had. Dar pur și simplu păcatul nu va mai avea puterea de dinainte. Number 3. Numărul 3. If you defile your temple, dacă tu întinezi templul tău, you will become increasingly enslaved to sin. Vei deveni tot mai înrobit de păcat. In chapter 6, Paul said, just as you presented your members as slaves to uncleanness. În Romani, în capitolul 6, apostolul Pavel spunea, tot așa cum voi ați adus mădularele voastre ca parte a necurăției, resulting in further sin. Și asta v-a dus tot mai mult în păcat. So now present your members to righteousness resulting in sanctification. Acum aduceți mădularele voastre ca unelte ale neprihănirii. Solomon talked about the cords of sin. Solomon? Solomon talked about the cords of sin. Psalmistul vorbea despre legăturile păcatului. And the psalmist talked about chains of darkness. Psalmistul vorbea despre niște lanțuri ale întunericului. That is the way sin is. Acesta este modul în care se manifestă păcatul. And this Romans chapter 1. Și în textul din Romani, capitolul 1. Is like a giant arrow going down. Este de parcă un giant arrow. You know, an arrow. Yes. E ca o săgeată uriașă care este îndreptată spre pământ. Because the more you give over to sin, pentru că cu cât cedezi mai mult în fața păcatului, the more it's dragging you into more sin. Cu atât păcatul te târie în și mai multe păcate. Sin is never satisfied. Păcatul nu este niciodată mulțumit. I don't care how much you try to accomplish. Nu știu cât de mult încercați voi să realizați. How much you try to satisfy yourself. Cât de mult încercați voi satisfacerea personală. The more you give over to it. Cu cât însă cedați mai mult înaintea lui. The more it demands of you. Cu atât el va cere mai mult de la voi. It's like a heroin addict. Este ca un om legat, înrobit de heroină. He begins shooting up a little bit. El va începe cu o doză mică. And then it needs to be more. Și apoi va avea nevoie de mai mult. And more. Și mai mult. And more and more. Și mai mult și mai mult. And pretty soon his habit is a monster in his life. Și în curând obiceiul acesta va deveni monstruos în viața lui. That's the way sin is. Așa funcționează păcatul. Sin will constantly drag you into hell. Păcatul în mod constant urmărește să te târască înspre iad. Okay, number 4. Suntem la numărul 4 acum. God will give you what you have shown that you wanted. Dumnezeu îți va da ceea ce tu ai arătat că dorești. This is one of the terrifying realities of Jehovah. Aceasta este o realitate terifiantă cu privire la Jehova Dumnezeu.
that he will give you what you want. El îți va da ceea ce dorești. You really see it in a story in Numbers 11. Puteți să vedeți asta în Numeri, în capitolul 11. The Lord had brought the people of Israel out into the wilderness. Dumnezeu scosese pe Israel din pustie, i-a adusese în pustie. To reveal himself to them. Pentru ca acolo să li se descopere. To love them. Ca să iubească. But they wanted the flesh pots of Egypt. Dar ei doreau să trăiască în firea lor ca în Egipt. And so one day the Lord got tired of it. Așa că într-o zi Dumnezeu s-a săturat de ei. And this is what he said to the people. Și iată ce îi spune Dumnezeu poporului. You shall eat. Veți mânca. Not one day. Nu o singură zi. Nor two, nor five, nor 10, nor 20 days. Nu două zile, nu 5, nu 10, nu 20. But a whole month. Ci o lună întreagă. Until it comes out of your nostrils. Până când vă va ieși pe nări. And becomes loathsome to you. Și va deveni o povară pentru voi. Because you have rejected the Lord. Pentru că l-ați respins pe Domnul. Three different times in Romans 1. De trei ori la rând în Romani în capitolul 1. We see this phrase. Apare această frază. God gave them over. Dumnezeu i-a abandonat. The Greek word for that phrase is paradidomai. În limba greacă cuvântul este paradidomai. And it's used when Judas gave Jesus up. Este același termen folosit pentru momentul în care Iuda l-a abandonat sau l-a trădat pe Domnul Iisus în mâna autorităților. It means to surrender someone to someone else. Asta înseamnă să predai pe altcineva. This is what the Lord will do. Asta va face Dumnezeu. If you show that you are determined to have your sin. Dacă tu arăți că ești hotărât să rămâi în starea aceea de păcat. The day is going to come. Va veni ziua. When God will take his hand off your life. Când Dumnezeu își va ridica mâna de peste viața ta. You don't understand how he's been protecting you from the evil one. Poate că nu înțelegi cum te-a protejat Dumnezeu până acum de cel rău. If he ever pulls his hand off of your life. Dacă el într-o clipă își retrage mâna de peste viața ta. And allows the devil to come at you. Și lasă pe diavolul să dea buzna peste tine. You don't have any idea how horrible that will be. Habar n-ai ce oribilă va fi ziua aceea. Paul said you are the temple of the living God. Pavel spune voi sunteți templul Dumnezeului celui viu. It's such a privilege. E un așa de mare privilegiu. You know when I came in here tonight. Când am intrat în seara aceasta aici. It was as if I could see two different groups in here. Era de parcă puteam să văd două grupuri diferite. I saw some very earnest young Christians. Am văzut, pe de o parte, niște creștini tineri foarte sinceri. When we were praying, for instance, de exemplu, când ne rugam, I took a minute to look around. Mi-am permis să privesc puțin în jur. Because you can get an idea about people when, pentru că poți să faci o idee despre oamenii atunci când sunt la rugăciune. I saw some people giggling. I-am văzut pe unii așa povestind, uitându-se în jur. I saw people talking to each other. Am văzut pe alții vorbind cu alții. I saw some people with a bored look on their face. Am văzut pe unii cu o față plictisită. Weren't taking it seriously. Care nu luau în serios ce se întâmpla. Interestingly, the same response as I've been preaching. Și în mod interesant, același răspuns scapă și când predic. From the same people. De la aceiași oameni. But then I also saw. Dar în același timp am văzut some very sincere young people. Unii tineri foarte sinceri. But no matter what condition your heart is in. Dar indiferent care este starea inimii tale. You are still so young. Încă ești atât de tânăr. You haven't gone too far. Nu ai ajuns prea departe. You know, I was like the prodigal. Eu am fost ca fiul risipitor. I heard about the far country. Am auzit și despre țara îndepărtată. There was something about the far country that appealed to me. A fost ceva despre țara aceea îndepărtată care m-a atras.
The home life seemed so boring. Viața de acasă mi se părea așa de plictisitoare. But the far country was where everything was happening. Dar țara îndepărtată era acolo unde se întâmplau toate lucrurile grozave. That's where the coolest people were at. Acolo trăiau oamenii cei mai grozavi. Man, look at all the fun they're having. Oh, uite-te ce se distrează ei acolo. That's where I want to go. Acolo voiam să merg. And so the prodigal son started going down that path. Așa că fiul risipitor a început să o ia la vale pe drumul ăsta. He didn't understand. El nu înțelegea. That every step he went in that direction. Că fiecare pas pe care îl făcea în direcția aceea was taking him deeper into the devil's kingdom. Îl adâncea tot mai mult în împărăția diavolului. He thought he was just going to have a little bit of fun. El gândea că doar se distrează puțin. In his case, things worked out okay. În cazul său, în cele din urmă lucrurile s-au îndreptat. Because a famine came across the land and he lost everything. Pentru că atunci când a venit foamea peste țară, a rămas fără nimic. And he came to his senses in the picture. Și a venit în fire în cele din urmă. But not everybody comes to their senses. Dar nu toți reușesc să-și revină în fire. You know, we think that we can play with sin. Oh, noi ne mai gândim că putem să ne jucăm cu păcatul. That's one of the worst deceptions of it. Aceasta este una dintre cele mai mari înșelăciuni ale păcatului. It's just a little bit of a sin. Oh, doar puțin păcat. But sin is a liar. Dar păcatul este mincinos. It will take you farther than you ever thought it would take you. El te va îndepărta cu mult mai mult decât te-ai gândit vreodată. And it will keep you longer than you ever thought you would be kept. Și te va ține acolo cu mult mai mult decât te-ai gândit tu că vei sta acolo. You may go down that path. S-ar putea că mergi la vale pe drumul acela. And perhaps by God's grace He will break you one day of your rebellion. Și poate că prin harul lui Dumnezeu într-o zi el va pune capăt acelei răzvrătiri. Most don't ever have that happen. Cei mai mulți oameni n-au parte de harul acela. Most are lost forever. Cei mai mulți oameni rămân pierduți pentru veșnicie. But there are some that the Lord gets a hold of. Dar sunt unii pe care Dumnezeu îi cercetează. And they really repent. Și ei se pocăiesc cu adevărat. But there's one thing you need to know. Dar e un lucru pe care trebuie să-l știi. That every step that you have taken, că fiecare pas pe care l-ai făcut, you're going to have to retrace those steps. Va trebui să fie parcurs înapoi. The deeper you dig your pit, cu cât te-ai afundat mai mult în groapă, the higher it's going to take for you to climb out of it. Cu atât mai lungă va fi calea de ieșire din groapă. If you repent, God will forgive you right then and there. Dacă te pocăiești, Dumnezeu te iartă chiar atunci, în momentul acela. Forgiveness isn't the problem. Iertarea nu-i partea grea. God will forgive you Dumnezeu if you repent. Te iartă dacă te pocăiești. But the further you go in, you have to come back out. Dar cu cât ai adâncit mai mult, cu atât mai mult este mai lung este drumul de întoarcere. And the other thing you need to know about sin. Și un alt lucru pe care trebuie să-l ții minte cu privire la păcat. Is that when it corrupts your soul. Este că atunci când el corupe sufletul tău. There are some things that you cannot recover. Sunt anumite lucruri pe care nici nu le mai poți recupera vreodată. There are things that I have experienced and things that I have seen. Au fost lucruri pe care eu le-am experimentat, pe care le-am văzut. 30, 40 years later. Și cu 30 sau 40 de ani mai târziu. I still pay the price for those things. Încă trebuie să plătesc un preț pentru momentele acelea. When we were sitting in here, I was looking around. Când eram aici așezat și mă uitam în împrejur. And I just happened to notice a young girl that reminded me of a girl 40 years ago. Întâmplător am văzut chipul unei fete care mi-a amintit de o fată pe care am cunoscut-o cu vreo 40 de ani în urmă. And I grimaced in pain when I saw her. Și asta mi-a făcut o grimasă de durere atunci când am văzut-o. Because I remembered how I used that girl. Pentru că mi-am amintit de modul în care eu m-am folosit de fata aceea. Just selfishly used her. Pur și simplu din egoism m-am folosit de ea. I deeply hurt her. Și am rănit-o într-un mod profund. And it wasn't just a temporary hurt. Și n-a fost doar o rană așa de moment. It affected her life. Ceva a fost ce i-a afectat toată viața. 40 years later, it still hurts me. Și cu 40 de ani mai târziu, lucrul acela, amintirea aceea încă îmi produce durere. Think about where sin is taking you. Gândiți-vă încotro vă duce păcatul.
I think probably most of you have grown up in the church. Mă gândesc că cei mai mulți dintre voi ați crescut probabil în biserică. And the temptation for you is to rely on your own goodness. Și ispita pentru voi va fi să vă bazați pe faptul că voi sunteți buni, că sunteți în ordine. You're just going through the religious motions. Și să mergeți așa în rutina aceasta religioasă. You've never really come to see your need. Fără ca să ajungeți să vă dați seama care este nevoia voastră cea mai profundă. You've never really come to understand your own sinful nature. Și fără să ajungeți să înțelegeți cu adevărat cât de păcătoasă este firea noastră. And you've never really come into life. Și în felul acesta niciodată să nu dorești să cunoști viața din Dumnezeu. Christianity to you is just something else you have to do. Creștinismul pentru tine poate să fie doar unul dintre lucrurile pe care le cauți în viață. I'm only talking about certain ones in here. Vorbesc probabil că numai unora de aici acum. But you too can find the Lord. Dar cu toții sau și voi cărora mă adresez acum, îl puteți descoperi pe Domnul. Okay. Why don't we all stand up? Vă rog pe toți să vă ridicați în picioare. And can we have the keyboard guy? Îmi să rog pe fratele să vină la orgă puțin. Exactly how to deal with the situation. Mă întreb de fapt cum ar fi bine să abordez momentul acesta. You can keep playing. Because I know that I've touched on some things that some of you are dealing with. Pentru că știu că în mesajul meu am atins domenii cu care unii dintre voi vă confruntați. Listen, I'm not looking to humiliate anyone. Ascultați-mă, eu n-am venit aici să umilesc pe cineva. I know what it's like to be struggling with something. Știu ce înseamnă să duci o luptă cu ceva. But I know the Lord wants to meet some of you. Dar știu că Domnul vrea să se întâlnească cu voi.
There may only be a handful here tonight. Poate că sunt doar câțiva în situația aceasta aici în seara asta. Maybe the Lord brought me all the way from America for just a handful of you. Poate Dumnezeu m-a dus de la distanță lungă din America doar pentru câțiva aici. Maybe you've been crying out to God for help. Poate te numeri printre cei care au strigat către Dumnezeu ca să-i ajute. You've been struggling with this thing inside. Te-ai luptat cu lucrul acesta în lăuntrul tău. I feel like there's girls in here who are dealing with issues with guys. Sunt aici fete, simt că sunt aici fete care se confruntă cu astfel de legături cu băieții. What I mean is you've been teasing guys and flirting with guys. Cu alte cuvinte, vreau să spun, sunt fete care i-au tachinat pe băieți și au flirtat cu ei. Or maybe just fantasizing in your mind. Sau poate au avut doar în gândul lor astfel de fantezii. And allowing this romantic fantasy to become greater inside of you than God. Și au lăsat ca aceste preocupări romantice să devină mult mai mari în inima lor decât cunoștința lui Dumnezeu. You have it in your mind that this cute guy is going to fall madly in love with you. Și în gândurile tale îți imaginezi că să apară tipul ăsta drăguț care să fie îndrăgostit nebunește de tine. And the two of you are going to live the rest of your lives just happy as can be. Iar voi doi o să trăiți restul vieții fericiți pe cât de mult posibil. And that he's going to love you and adore you and worship. Și băiatul ăsta o să te iubească, o să te adore, o să se închine. No, it's not true. Nu e adevărat. There's no reality to that. Nu este realistă gândirea asta. God would like to set you free. Dumnezeu vrea să te elibereze. But you have to repent. Dar trebuie să te pocăiești. If that describes something that's going on inside you, you have to repent of it. Și dacă descrierea aceasta te reprezintă pe tine, atunci e cazul să te pocăiești. You have to lay it down at the altar. Trebuie să-ți pui viața la altarul Domnului. And make a fresh commitment to the Lord. Și să faci în seara aceasta un angajament proaspăt. That he will be your husband. Că el va fi soțul tău. And that if he's going to bring a man into your life. Și atunci când Dumnezeu va aduce un bărbat în viața ta. That it's up to him to do it. Dumnezeu va rândui ce trebuie. That you are going to consecrate your body to him. În schimb, tu îți vei consacra trupul tău pentru Domnul. And you're going to consecrate your mind to him. Și mintea ta de asemenea o vei consacra pentru Domnul. God loves you. Dumnezeu te iubește. He's jealous over you. Este gelos pentru tine. He's not going to share you with another. El nu vrea să te împartă cu altcineva. The only way you're going to have a good marriage. Singura cale prin care poți să dobândești o căsnicie bună. Is if you do it God's way. Este să urmezi calea Domnului, să o faci după modalitățile lui. You keep God first in your life. Păstrează-l pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta. I like what brother Oli said to me a couple of days ago. Mi-a plăcut ceea ce Oli îmi spunea cu câteva zile în urmă. He told me how he got his wife. Mi-a povestit cum el s-a căsătorit. He said, "Lord, I'll just mess it up if I try to find a wife." El a zis, Doamne, am să dau în bară dacă încep eu după capul meu să-mi caut nevastă. So I'm just putting it in your hands. Așa că așez chestiunea asta în mâinile tale. If you want me to be married, then you bring the right girl. Dacă tu vrei să mă căsătoresc, adu-mi pe fata potrivită. Did that happen? S-a întâmplat asta? Yeah. Da. And they have a happy home. Și au o căsnicie fericită. You want a happy home? Vreți o căsnicie fericită? Or do you want to end up with some sex addict? Sau vrei să te trezești alături de un împătimit sexual? Some guy that's been addicted to pornography. De un tip care este împătimit de pornografie. Oh, but he's so cute. Oh, dar e așa de drăguț. Think about it. Mai gândește-te odată. The pain for years and years of having a man obsessed with the bodies of other girls. Durerea de a avea an după an o viață alături de un om care este obsedat de trupul altor fete. Are you sure that's really what you want? Ești sigură că asta îți dorești în viață? Wouldn't it be better to give yourself to God? Nu ar fi mai bine să te dăruiești pe tine însăți Domnului? If you will give yourself to him. Dacă te-ai dat pe tine însăți Domnului. He will have the perfect situation for you.
El va pregăti situația perfectă pentru tine. The guy that is just right for you. Omul care este potrivit pentru tine. What a difference it is when God is involved in the process. Ce diferit este totul atunci când Dumnezeu este implicat în procesul acesta. Now, I've been focusing on the girls, but the same thing I just said applies to you guys. Știu că m-am referit poate direct mai mult fetelor, dar același principiu se aplică și în cazul băieților. Don't try to make it happen. Nu încercați voi să forțați lucrurile să se întâmple. Consecrate yourself to God. Consacrați-vă pe voi înșivă Domnului. And let him bring the right girl to you. Și lăsați-l pe Domnul să aducă în preajma voastră fata potrivită. He will give you a beautiful wife. El vă va da o soție frumoasă. One that you will be happy with 30 years from now. Una alături de care să fiți fericiți și peste 30 de ani. If you put him first. Dacă îl așezați pe el pe primul loc. And put it in his hands. Dacă puneți chestiunea asta în mâinile lui. And all the other stuff that I have mentioned about sexual sin. Și apoi toate celelalte lucruri pe care le-am menționat despre păcatele sexuale. This is an opportunity to repent. Ziara aceasta aveți ocazia să vă pocăiți. So this is what I'm going to do. Și iată ce vreau să fac. If you are dealing with any of these kinds of thoughts that I'm talking about. Dacă te confrunți cu vreunul dintre lucrurile despre care am vorbit. It may be nothing more than occasional lust. Poate că n-a fost decât o poftă de moment. Or it may just be a romantic fantasy that you've been playing with in your mind. Sau poate au fost păcate la nivelul gândirii și te-ai jucat cu ele în mintea ta. If you want to consecrate your body to God tonight. Dacă tu vrei să aduci înaintea Domnului trupul tău și să îl închini lui în seara aceasta. In a new and fresh way. Într-un mod nou și proaspăt. And I want you to remain standing. Aș vrea să rămâi în picioare. If you're doing fine with the Lord. Dacă tu în schimb spui eu sunt în ordine cu Domnul. Then it's okay. You can sit down right now. Atunci e în ordine, poți să te așezi chiar acum. No one's doing fine with the Lord. Nimeni de aici nu e în ordine cu Domnul. Oli, you can sit down. Oli, ai voie să te așezi. Sit down. Stai jos. You won't sit down. Nu vrei să te așezi. I want to lead you in prayer. Vreau să vă conduc într-o rugăciune. I know it's been a difficult message. Știu că mesajul acesta a fost unul mai dificil. It's not an easy message for me to give. Nici pentru mine nu e ușor să-l predic. You know, I really am a nice guy. Desigur, vreau să știți, eu chiar sunt băiat bun de altfel. You should have me over for dinner sometime. Puteți să mă invitați într-o zi la masă să vă convingeți. It's not that I want to preach about this kind of stuff. Nu predic pentru că îmi place să predic despre lucrurile astea. But I know what the devil is doing. Dar știu ce face vrăjmașul. Dear ones, hear me. Sorry. Hear me. Ascultați-mă, vă rog. He's trying to rob you. El încearcă să vă jefuiască. He's trying to destroy your life. El vrea să distrugă viața voastră. He's lying to you. El vă minte. He's deceiving you. El vă înșeală. He's pulling you in little by little. El vă atrage încetul cu încetul. Tonight needs to be the time. Și seara aceasta trebuie să însemne momentul that you stamp your foot down. În care îți pui piciorul în pământ. And you say no more. Și spui până aici. I am giving my life to God. Eu îi dau viața mea lui Dumnezeu. I'm giving my body to God. Eu îi dau trupul meu lui Dumnezeu. I'm not going one more step down that path. Nu mai fac nici măcar un pas înainte pe drumul acela. Not in my thinking. Nici în gândurile mele. And not in my actions. Și nici în acțiunile mele. Do you want to do that? Vrei să faci lucrul acesta? Okay, we're going to have to handle it differently since you didn't respond to my other suggestion. Pentru că n-ați răspuns la sugestia anterioară, va trebui să facem lucrurile puțin diferit. Everyone please sit down. Așezați-vă toți jos atunci. Yeah, I know. Now. If you want to make this consecration tonight. Dacă în seara aceasta dorești să faci acest pas al consacrării. Then I want you to stand up. Vreau să te rog să te ridici în picioare. Okay. Now shouldn't be everyone. Nu vă spun să vă ridicați toți.
Man, you guys are hard to deal with. Într-adevăr, sunteți greu de abordat uneori. All right, we'll just say all of you want to do this. Vreau să presupun atunci că toți vreți să faceți lucrul acesta. Lord, I do lift up these young people to you. Doamne, îi înalț către tine rugăciune pe acești tineri. I feel your love for them. Doamne, simt dragostea ce o ai pentru ei. Each one of these is a precious soul in your sight. Fiecare dintre ei este un suflet prețios în ochii tăi. Many of them have been in church their entire lives. Mulți dintre ei frecventează biserica de o viață întreagă. They don't know what it's like to be given over to sin. Și nu cunosc ce înseamnă să fie abandonați în ghearele păcatului. Lord, I pray. Doamne, mă rog. That you will erect a giant stop sign in their hearts. Ca tu să înalți în inima lor un semn de stop uriaș. That pathway that goes to the far country. Astfel încât acea cărare care duce spre țara îndepărtată. Put a stop sign right there in the middle of that road. Să fie blocată chiar în mijlocul ei de acest stop. That they will not take one more step down that path. Încât ei să nu mai facă nici măcar un pas înainte pe drumul acela. Lord, I do believe that you are dealing with some of these young people. Doamne, cred că tu în seara aceasta te ocupi de tinerii aceștia. I pray, Lord, that you will reach inside their hearts. Mă rog, Doamne, ca tu să cercetezi lăuntrul lor. And give them a new hope for the future. Și să le dai o nouă nădejde pentru viitor. Give them a sight of a life in God. Dăruiește-le o viziune a vieții cu Dumnezeu. Make them excited about the things of God. Fă-i să fie cuprinși de bucuria umblării cu Dumnezeu. Breathe fresh fire into them. Adu foc proaspăt în viața lor. And I do pray, Lord, that you would call some of these to the mission field. Și mă rog, Doamne, pe unii dintre aceștia să-i chem pe câmpul de misiune. Put a burden in their hearts. Pune o povară în inima lor. For some place in the world. Pentru un anumit loc de pe pământ. Or some type of ministry. Sau pentru o anumită categorie de slujire. Put it in their hearts right now, Lord. Pune, Doamne, chiar acum în inima lor. And breathe life into it. Și suflă viață peste ei. Give them a vision, Lord, of serving you. Dă-le o viziune, Doamne, de a te sluji pe tine. In the name of Jesus. În numele lui Isus. Lord, I pray that you will give them the strength. Doamne, mă rog să le dai tăria. And the courage. Și curajul. To fight. De a lupta. To have a life in God. Pentru a-și păstra viața cu Dumnezeu. In Jesus' name. În numele lui Isus. Amen. Amin. Amen. Hai să închem cu o rugăciune cântată în care spunem, Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi. Curat fiind, curățit de El, în seara aceasta să ne ajutăm să trăim așa cum ne-a făcut El curați până la final.
Pătrunde până în adâncul sufletului nostru. Îți mulțumesc, Doamne, că în același timp ne-ai vorbit cu dragoste, pentru că ne vrei cu gelozie pentru Tine. Mulțumesc, Doamne, că ne-ai dat inimă bună, ne-ai dat minte înțeleaptă să luăm hotărâri după planul Tău. Și, Doamne, toate aceste hotărâri care au fost luate în această seară, binecuvintează-le Tu. Și ajută-ne nouă tuturor să păstrăm în inima noastră și să pășim în aceste noi hotărâri luate înaintea Ta. Păzește-ne neîntinați de lume, Doamne. Ajută-ne să ne separăm și noi de lume. Pentru că știm, Doamne, că în ziua aceea când vei veni să-ți iei mireasă, nu vei lua o mireasă pătată, ci o mireasă curată, fără pată, fără zbârcitură. Doamne, ajută-ne să ne păstrăm curați. Rămâi cu noi și pe mai departe, când mergem spre casă. Fii cu noi pretutind, Doamne, și noaptea aceasta, vorbește-ne și prin visul de noapte. Fii cu noi, Doamne, și ziua de mâine și poi mâine și în fiecare zi a vieții noastre, Doamne, ajută-ne să stăm lângă Tine. Stăm alipiți tare de Tine. Fii Tu călăuza noastră, ajutorul nostru, adăpostul nostru. Te lăudăm și Te binecuvântăm în numele Lui Iisus. Amin.